V-am găsit, doamnelor și domnilor, sunteți pe NBC și urmăriți talk show-ul Interes Direct. Acum o săptămână, guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pentru un set de proiecte de lege. Printre acestea se numără răspunderea disciplinară a judecătorilor, combaterea spălării banilor, reducerea cotei acțiunilor bancare ce pot fi cumpărate fără acordul Băncii Naționale, dar și un șir de modificări la bugetul de stat. De asemenea, se va ajusta legislația privind asigurările obligatorii de răspundere civilă și se vor concretiza contravenții și infracțiunile de pe piața financiară nebancară. La scurt timp însă, președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Veceslav Ioniță, a declarat că acest pachet de legi pentru care guvernul Leancă și-a asumat răspunderea conține mai multe scheme prin care bugetul statului ar putea fi prejudiciat cu peste 1 miliard de lei. Deputați. Ioniță a mai spus că numai printr-o prevedere din legea cu privire la gaj, în Republica Moldova a fost instituit un mecanism prin care firmele fantomă vor putea deposeda bugetul de stat cu 500 de milioane de lei. Ziua de marți, 22 iulie, vă rog să o țineți minte, este ziua neagră a Republicii Moldova. În data de 22 iulie au fost votate mai multe scheme care sunt în legi de lapidarea banului public. Suma care deja am calculat-o depășește 1 miliard de lei. Potrivit lui Veceslav Ioniță, autorii acestor scheme știau foarte bine că acestea nu vor trece de Comisia Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului și din această cauză s-a inventat trucul cu asumarea răspunderii de către guvern. Astfel de scheme, din păcate, au mai existat. De fiecare dată am reușit să le contracărăm la vreme. De data aceasta nu ne s-a dat posibilitate. A fost asumarea răspunderii de guvern, deoarece erau siguri că dacă ajungeau în comisie și în plen aceste legi, niciodată nu treceau în plen amendamente aceste articole. Niciodată! Veceslav Ioniță l-a acuzat pe președintele fracțiunii parlamentare PLDM Valeriu Streleț că la ultima ședință a legislativului a blocat adoptarea modificărilor la legea bugetului. Ioniță a anunțat că a expediat scrisori președintelui țării și președintelui Parlamentului în care cere să fie revăzute acele 11 proiecte de legi asumate de guvern. Lilia Platon, Ruslan Ismailov, Artur Musaelean, NBC. După declarațiile făcute de Veceslav Ioniță, președintele Parlamentului, Igor Corman, a solicitat guvernului să examineze detaliat pachetul de legi asupra cărora și-a angajat răspunderea politică și spune că acestea vor fi revăzute dacă vor fi găsite neconcordanțe. Ce impact vor avea legile ce țin de sistemul bancar și piața financiară nebancară, discutăm în cadrul ediției de astăzi cu invitații din platou, care sunt Dumitru Rusu, președintele URSU, președintele Ligii Bancherilor din Moldova. Bun găsit. Vladimir Știrbu, director Direcția Supraveghere Asigurări din cadrul CNPF. Bun găsit. Așa. Iar alături de mine este Alexandru Sava, expert economic în cadrul ediției de astăzi. Bună. Vreau să menționez că l-am invitat și pe domnul Ioniță în cadrul ediției de astăzi, dar dumnealui a precizat că se va expune doar prin conferințele de presă. Domnul Ursu, vreau să vă întreb ceea ce ține de sistemul bancar. Reducerea de la 5% la 1% a cotei acțiunilor bancare ce pot fi cumpărate fără acordul Băncii Naționale. Ce impact credeți că va avea asupra sistemului bancar? Eu, în primul rând, vreau să menționez un lucru foarte important, că aceste modificări sunt binevenite, pentru că noi toți ne dorim un sistem bancar modern, un sistem bancar funcțional, eficient și transparent. Dar totodată, în opinia mea, întârziate, mă refer nu numai la pachetul de legi, se referă la sistemul bancar, de la sistemul financiar nebancar, pentru că sunt două segmente importante, piețe financiare pe ansamblu, iar importanța pieței financiare nebancare a crescut și va crește și în viitor cu un timp foarte rapid. Acele modificări ce țin de sectorul financiar, da, într-adevăr, de la 5%, de la 5% la 1%, acum cota substanțială, reducere respectivă, poate va avea și elemente pozitive, dar vreau să menționez un lucru foarte important, că în Uniunea Europeană cota substanțială în sectorul bancar este 10%. Deci nu trebuie să înțelegem că prin diminuarea acestei cote de la 5 la 1%, mâine vom avea un sistem foarte transparent bancar. Avem probleme enorme în acest sector, și știm foarte bine că guvernarea corporativă și transparența acționaratului sunt două probleme cheie care sunt astăzi pe ordine de zi atât a comunității bancare din Republică,
cât și a experților Fondului Monetar, Băncii Mondiale, care ne vizitează țara și sunt unele priorități cheie ale actualei guvernări. Deci să sperăm că această diminuare va fi o modificare de bun augur. M-aș referi probabil și la doilea subiect, cu privire la modificarea legii, cu privire la gaj, deoarece băncile vor avea posibilitatea de a angaja, deci acționarii din bănci vor avea posibilitatea de a angaja acțiunile lor, dar numai cu permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. Este absolut o modificare care o susținem totalmente, deoarece până și noi nu suntem un sistem dezvoltat occidental. În Occident nu există practic astfel de prevedere în legislație, dar noi suntem un sistem într-o perioadă de transformări economice și probabil că aceasta este foarte important de a fi în lege, pentru că instituțiile bancare totuși sunt instituții foarte specifice, unde sunt atrași banii populației, deci trebuie să avem un risc diminuat la acest capitol. Asta nu înseamnă că aceste acțiuni proprietarul nu va putea să le depună în gaj, dar cu permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. Și vreau să menționez că astfel de cazuri au fost deja încercări în sectorul bancar, au fost unele operațiuni prin care s-au gajat. Nu mai vorbim că unele bănci și-au cumpărat acțiuni la altă bancă, care probabil este ceva ieșit din comun pentru Republica Moldova. Vreau să vă întreb referitor la declarațiile pe care le-a făcut și domnul Ioniță privind unele scheme frauduloase care s-ar putea întâmpla. Este valabil asta și pentru sistemul bancar, aceste modificări în legislație? Eu nu cunosc care au fost argumentele la baza declarațiilor domnului președinte al Comisiei Parlamentare Buget și Finanță, dar să nu uităm că primele astfel de scheme frauduloase, sau cum le mai numim noi, atacul Raider, au început în sectorul bancar încă în anul 2011, să nu uităm acele atacuri la una din cele mai mari bănci din Republica Moldova. Deci s-au găsit căile respective, s-au găsit oamenii deștepți, în ele mele, care tot timpul au testat stabilitatea sectorului financiar bancar și ne-au adus într-o situație destul de nepotrivită pentru investițiile străine și pentru investitorii străini. Și inclusiv imaginea Republicii Moldova, chiar și în ajunul semnării acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Deci această imagine negativă a persistat și persistă în continuare. Domnul Sava, vreau să vă întreb și pe dumneavoastră despre această modificare. Cum va influența circulația acțiunilor pe piață? Pentru că există și un termen, o perioadă de timp care trebuie anunțată Banca Națională pentru a putea vinde aceste acțiuni, a putea fi comercializate. Cred că sunt două aspecte din prisma cărora noi trebuie să privim aceste modificări. Este abordarea reglementării supravegherii bancare la care s-a referit domnul președinte Ursu. Și este aspectul celălalt care ține de circulație, tranzacționare, și noi atunci facem puțin abstracție de la obiectul tranzacționării. Este o valoare mobiliară care aparține băncilor sau oricărei alte companii. Și din punctul ăsta de vedere, noi facem distincția aceasta. Dacă privim ca reglementare supravegherea bancară, modificările acestea au o anumită motivație. Situația, într-adevăr, s-a dus într-o direcție foarte negativă. Și mulți acționari au devenit extrem de agresivi și au depășit deja de mult niște, nu zic limita unui comportament civilizat sau unei morale corporative, dar chiar au depășit limita legalității. Și din punctul ăsta de vedere... La ce vă referiți aici? Sunt comercializate... Folosesc toate cele mai murdare modalități de preluare. Și lucrul acesta este cunoscut prin intermediul diferitor scheme care au fost numite Raider. Și tot șirul acesta de acțiuni, în mare parte, contravine legislației în vigoare. La aspectul acesta mă refer. Și mecanismul ăsta nou, prin diminuarea de la 5% la 1%, încearcă să devină un nou instrument pentru reglementatorul în persoana Băncii Naționale ca să stopeze acest lucru. Un mecanism care până la moment era limitat până la 5% și să intervină și în celelalte cazuri, să nu lasă totul la discreția instanțelor judecate sau altor autorități. Deci din punctul ăsta de vedere este motivat. Și iarăși ca o componentă acestuia, noi cunoaștem că există instituții de peste investitori străini ca acționari al băncilor și ei foarte mult au fost alertați de situația în Republica Moldova. Și a fost și solicitarea lor către autoritățile țării să întreprindă niște măsuri. Și este un răspuns și la solicitările lor, dar și o necesitate pentru
Banca Națională. Dacă provine în celălalt punct de vedere a circulației pe piața de capital, atunci zicem că da. Noi, în general, dacă privim așa într-o gamă de procentual, am zice că din toate posibilitățile pe care le are o piață de capital peste hotare, în Republica Moldova ele sunt foarte îngustate. Cam 20-30% din posibilități ca tipuri de tranzacții. Și că nu se permite gajurile, că nu se permit împrumuturile de valori mobiliare, că nu se permit repus, spre exemplu, foarte restricționate. Atunci dispare posibilitatea de tranzacție. Și din punct de vedere pieței de capital este o măsură nu atât de reușită. Cazul dat s-a considerat că merită să se dea prioritate aspectului de reglementare bancară. Domnul Știrbă, aici apare o întrebare și pentru dumneavoastră. Cât de lichide atunci sunt aceste acțiuni dacă sunt restricționate în vânzare? Devin, pentru că unii specialiști susțin că nu vor fi la fel de atractive. Nu știu dacă sunt eu în măsura să dau un cel mai calificat răspuns referitor la piața de capital și la ceea ce ține de reglementările bancare. Totuși, vin aici să susțin punctul de vedere care a fost expus și de conducerea Comisiei Naționale de Piețe Financiare și care corespunde întru totul cu ceea ce a spus Alexandru Sava aici mai sus, că din punct de vedere a pieței de capital, orice restricție ar avea de suferit tranzacționarea și la acest capitol probabil că sunt luate măsurile care se impun la moment. Sperăm că... Puteți să întrebați și lucrul acesta. Există vreun precedent peste hotare sau cel puțin în imediată apropiere în Europeană și noi atunci v-am zice că nu există și poate e greu să găsim așa un precedent. Deci... Dar pe de altă parte vă zicem că reglementatorii piețelor financiare și băncile naționale și cei care se ocupă de domeniul nebancar, conform tendințelor internaționale și principiilor care sunt acolo, li se lasă lor discreția ca în unele situații de criză să recurgă la astfel de mecanisme și să restricționeze diferite instrumente. Și din punctul ăsta de vedere, mie îmi pare că aceste modificări oricum corespund unor principii internaționale. Reglementatorul, în cazul dat vorbim Banca Națională, ar zice că da, noi avem nevoie de acest mecanism și având în vedere tehnica legislativă, interdicțiile astea trebuie incluse prin lege. Până acum Banca Națională nu a avut mecanismele necesare pentru a interveni în astfel de situații? A avut până la 5%, dar și nimeni, dacă vorbim cu o companie are 100%, atunci am zice ca să încerci să eviți o astfel de restricție, ar trebui să creezi 20%. Anterior nimeni nu își închipuia că ar putea să fie create exact 20-21 de companii ca să evite norma aceasta, dar am avut un precedent care cel puțin sugerează ideea că s-a recurs la așa o schemă. Eu am menționat deja că cota substanțială Uniunii Europeană este 10% și când vorbim acum, am avut 5, acum 1. Părerea mea este că Banca Națională și la momentul actual are un suficient pachet de legi și instrumente de a dirija stabilitatea sectorului financiar, dar am spus-o și o repet ori de câte ori voi fi invitat unor emisiuni să cere mai multă insistență și perseverență anume în acest domeniu, pentru că, în opinia mea, sunt și controlele inopinate ale băncii naționale, sunt și auditele externe în bănci și sunt acele scheme care au fost menționate aici, au fost foarte clar studiate de către atât de Banca Națională cât și experții străini. Dacă se dorea într-adevăr cu adevărat, se putea multe lucruri de stopat, dar opinia mea este că totuși Banca Națională n-a fost consecventă în aplicarea măsurilor legale care sunt actualmente în vigoare, iar acele persoane din bănci care activează așa într-o formă mai dubioasă s-au folosit de acest moment. Deoarece este foarte greu astăzi să menționez un lucru, dar trebuie să-l spunem, primele trei bănci sunt în mare măsură dirijate de un singur persoană, de o persoană fizică, prin intermediul persoanelor juridice, dar primele trei bănci din Republica din sistemul bancar astăzi dețin circa peste 50%, deci cota majoritară atât la active, pasive, credite și multe alte lucruri. Este un pericol evident în sectorul bancar și aici se dorește o transparență acționarului, să știm fiecare bancă cine sunt acționarii, beneficiarii efectivi, cum numim noi până la urmă, și dacă e deja îi știm foarte bine, deci atunci să avem o supraveghere consolidată, per ansamblu. Domnul Ursa, mai fost o tentativă a Băncii Naționale de a reglementa acest sector și anume de a indica acționarii și a face cunoștință cu cei care sunt înregistrați, spre exemplu, în offshore-uri. Nu există, există o imagine clară, a trecut probabil mai mult de un an de când s-a încercat acest lucru? Deci, într-adevăr, au fost luate unele măsuri, deci a fost careva măsuri ale băncii naționale și, în primul rând, solicitarea de la bănci de a dispune de astfel de informații,
dar înțelegeți foarte și executivul băncilor, pentru că de a cere informații de acționarii care sunt, de către care sunt numiți. Eu mi-amintesc de un caz când discutam mulți ani în urmă cum poate executivul, un președinte executiv al băncii, să ceară la președintele Consiliului care acționar în bancă informații dacă el nu dorește să o prezinte, ci o să-l dea în judecată. Înțelegem foarte clar că e un nonsens. Deci, repet încă o dată, astăzi este suficientă pârghie are Banca Națională de a interveni pe această piață. Pentru că actualmente nu este... Este foarte clar specificat în lege că Banca Națională poate cere orice informație. Dacă nu este prezentată această informație, poate fi blocat pachetul de acțiuni din această bancă fără drept de vot și multe alte lucruri. Dar în afară de aceasta, un element esențial la momentul actual este că sunt foarte multe, sunt și alte organe în Republica Moldova, de exemplu, Centrul Național Anticorupție, care pe liniile acestor, deci pe dimensiunea profesională poate solicita orice informații de peste hotare. Da, dacă este nu deținem, pentru că publică... până la urmă se vorbește. Banca Națională nu are aceste impotențiri de investigare și de anchetă penală și e foarte corect, dar avem astăzi organe foarte bine utilate și bine din punct de vedere profesional. Dar există vreo informație privind cotele acțiunilor deținute de companiile offshore? Pentru că nu s-a auzit nimic despre acest lucru. Există o... Eu vreau să menționez aici un moment foarte important, probabil. La momentul actual, la 1 iulie, după informația, după datele Băncii Naționale a Moldovei, noi avem 76% din capitalul acționar al băncilor, investitori străini. Cu regret, noi nu avem investitori străini ca în alte țări. Acești, spre exemplu, România, dacă 70, mi se pare că tot ceva la sută, sunt bănci strategice. Noi avem noi patru mari bănci în Republica Moldova, patru bănci străine care activează în Republica Moldova, care le putem numi investitori strategici. Este Societe Generale, este Erste Bank, este Veneto și sunt băncile germane, deci care practic activează în patru bănci din Republica Moldova. Celelalte bănci sunt așa numiți investitori străini, care tot banii noștri au plecat în zonele offshore și după aceea s-au întors sub formă de investitori străini. Iată, aceștia probabil ne creează și ne vor crea și în viitor probleme sectorale. Nu uitați că este și o prevedere a legii de anul trecut, dacă nu mă greșesc, în care au fost impuși ca băncile să prezinte toate informația și din nou să fie retrase acțiunile acționarilor băncilor din zonele offshore. Este o cerință a legislației în vigoare pentru care astăzi este responsabilă Banca Națională pentru ca supraveghetul. Păi tocmai nu a fost publicată nicio informație la ceea ce ați menționat dumneavoastră. Până în prezent, Banca Națională nu a dus la cunoștință nimic despre acest lucru. Se totalizează informația. Oricum, o listă statelor care nu corespund unor cerințe de transparență este stabilită de către serviciile, organele de drept. Refer aici la Centrul Național Anticorupție. Ei stabilesc această listă, este distribuită, centralizată la tot și dacă o să ne uităm, poate, ultima informație, o să vedem că între lista aceasta au merit și persoane din Ucraina, din fostul regim. Dar noastră este, desigur, întrebarea ar fi în ce măsură descreșterea până la 1% va fi eficientă și în ce măsură vor reuși persoanele acestea să evite această restricție. Pe piața de capital există așa o instituție, dați-o numim, sau așa o formă de reprezentare care se numește deținerea nominală. Și ea este foarte răspândită peste hotare și este un serviciu prestat de toate băncile din lume și nicio bancă nu o să refuze. Lucrul acesta presupune că un investitor poate să roage banca care îl reprezintă de peste hotare să-i zică cam ceva de genul ăsta. Eu ca investitor îți dau banii, dar conform contractului tu mă reprezinți și tu apari ca persoană nominală într-o anumită tranzacție. Deci dacă există intenția de a evita o restricție, o să găsim companii de peste hotare care o să meargă la ușa, fiindcă toate structurile de peste hotare înțeleg foarte bine că procurarea unor bănci în modul acesta va fi o încărcare a legislației. Dacă va exista o înțelegere între ei foarte fermă și o intenție de a evita această normă, eu o să o evite, dar va fi o ilegalitate, desigur. Da, mai mult despre modificările pe piața bancară și nebancară discutăm după o scurtă pauză. Yeah.
Doamnelor și domnilor, ați revenit în cadrul talkshow-ului Interes Direct. Definitiv în discuția despre modificările din sectorul bancar, domnul Su, credeți că aceste modificări vor permite crearea unei transparențe mai mari în Eu, dacă îmi permiteți, vreau să continui gândul din prima parte a emisiunii, că neprezentarea informațiilor cerute de legislație în vigoare, deci neidentificarea, auto-identificarea acționarilor din bancă, a dus și prejudicii enorme însăși băncilor. Și să nu uităm că în bănci sunt diferite acționari, sunt din Republica Moldova, sunt din străinătate și atunci vor pune problema. Dacă cineva nu vrea să se auto-identifice, va pune problema. De ce eu trebuie să investesc mai departe în această bancă? Cu regret, la momentul actual, eu vreau să menționez faptul acesta, nicio bancă din Republica Moldova nu beneficiază de linii de credit a Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare, anume din cauza acționaratului care nu este transparent până la urmă. A fost și o declarație deci noi, în acest sens noi, din practic, partea conducerii BERD. Achităm creditele care le-am primit anterior de la BERD, dar nu, niciun fel de linie de creditare, nu putem obține credite de la această instituție. Deci până la urmă trebuie să, nu numai reglementatorul, Banca Centrală sau Comisia Națională a Pieței Financiare trebuie să fie un stăpân la această piață, trebuie și entitățile care sunt supravegheate trebuie să aibă o responsabilitate enormă pentru acționari și pentru persoanele care deservesc, pentru persoanele fizice, depozitele, populației și multe alte lucruri. Eu sunt de acord cu acest gând și tocmai vreau să ajung la ideea aceasta că ceea ce deranjează poate în acest proiect de lege, dar în general în abordarea aceasta care se aplică în legislația financiară la noi, că se lasă totul, se restricționează totul, dar se lasă la discreția autorităților de reglementare și oferă foarte puține mecanisme de protecție pentru însăși companii. Dacă doriți, putem să discutăm foarte puțin despre ele, dar dacă vedeți un element a acestor proiect de lege, este așa numitul crearea de unui depozitar central. Poate nu este cazul să intrăm în detalii ce ar însemna lucrul acesta, dar este o etapă mai avansată de protejare a dreptului de proprietate, fiindcă oferă dreptul fiecărui acționar să-și aleagă registratorul său, lucruri care nu există acum. Și s-au întâmplat chiar și iarăși în ultima perioadă de timp, când persoanele din aceeași categorie care depășesc limita legalității au obținut controlul asupra unui registrator și atunci ei pot să intervină în interiorul, în conținutul acestei liste acționarilor. Lucru care nu se va întâmpla în cazul depozitarului. Acționarul este responsabil de acțiunile sale și el decide poate să le ducă evidența și să le protejeze. Domnul Știrbu, dacă pot să vă întreb, prin aceste modificări vor fi reduse sau dimpotrivă atribuțiile CNPF pe piața de capital și pe piața bancară? Bine, acum, din ceea ce cunosc, se discut intens modificările acestea la legi și inclusiv subiectul depozitarului. Totuși nu consider că din atribuțiile CNPF vor avea de suferit, întrucât piața de capital există și este în continuă dezvoltare și supraveghetorul va avea rolul său. Vreau totuși la acest subiect, dacă permiteți, să menționez că ceea ce a menționat mai sus domnul Ursu și a susținut și domnul Sava legat de guvernare corporativă și calitatea acționariatului în sistemul bancar este preocuparea Comisiei Naționale de Pieței Financiare și pe segmentul asigurări. Deci acolo unde suntem reglementatori nu este un subiect rezolvat în cazul asigurărilor și chiar la moment suntem în fază de elaborare a unui proiect de lege care se referă inclusiv la acest capitol și sperăm. Vă referiți la acel proiect de lege care nu a fost inclus lista celor asumate? Nu, deci este un proiect de lege absolut nou, lucrăm acum la el și sperăm să avem susținerea ca de fapt și colegii din sistemul bancar, astfel încât să, și pe piața asigurărilor să atingem acel nivel de calitate a acționariatului și a guvernării corporative. Cel puțin unde se tinde în sistemul bancar să ajungem și noi cu sistemul asigurărilor. Printre legile asumate de guvern sunt și proiecte privind asigurările obligatorii de răspundere civilă. Dacă puteți să ne oferiți mai multe detalii despre importanța acestor modificări. De fapt, acest proiect a fost inițiat cu ceva timp în urmă. Asupra lui s-au expus de nenumărate ori și experți. A fost efectuate consultări cu piața, în cazul dat mă refer cu operatorii, dar și cu Consiliul Birourilor de la Bruxelles, deci acolo unde Republica Moldova, sistemul în care Republica Moldova este parte și s-a ajuns la numitorul comun pe marginea acestor subiecte. Deci în mare parte
se referă la modul de funcționare a Biroului Național Asigurătorului de Autovehicule și în special modul de acces în cadrul acestui birou, care are o atribuție de a gestiona asigurările carte verde din Republica Moldova și, din păcate, practica a demonstrat că în situația până la a fi puse sau aprobate aceste modificări, Biroul Național a avut de suferit din cauza că anumite decizii au fost considerate mai puțin legale, deci au lezat din drepturile unor operatori care eminent au pornit în litigii. Deci pe marginea... Este și cazul grave Carat? Dacă... Acum ați punctat corect, au mai fost și alte companii de asigurări care au fost în litigii, deci a fost implicat și Consiliul Concurenței în situația respectivă. Deci știți că am mai discutat, că și premierul s-a referit anterior la subiectul ăsta ca să găsim soluția. Iată că, până la urmă, soluția s-a găsit în acest pachet de legi și cu siguranță că odată cu aplicarea acestei legi, operatorii vor avea acces în sistemul carte verde necondiționat, să spunem așa, de alte criterii decât cele legale. Deci, ca deci să fiu... într-o oarecare măsură vor fi restrânse atribuțiile acestui birou sau vor fi trebuie să recunoaștem că da, doar că să fiu înțeles corect, asta nu ar însemna că orice operator din piața asigurător de mâine va putea emite carte verde lejer, fiindcă aceleași atribuții legale de acordare a dreptului de comercializarea polițelor va trece la Comisia Națională a Pieței Financiare, deci prin licențiere. Deci, ca să fiu înțeles, asta nu ar însemna că consumatorii trebuie să creadă că acest produs va fi vândut de societăți care nu corespund și implicit vor avea de suferit. Având în vedere că asigurările carte verde sunt cu valabilitate în afara Republicii, acolo unde răspunderea este enormă și acolo unde din nou este pus la vedere imaginea țării. Domnul Sava, credeți că aceste modificări vor preveni astfel de cazuri precum grave Carat și altele care s-au făcut acum, s-au moderat? Da, desigur vor preveni. De pe piața financiară există așa un concept ca organizații de autoreglementare. Și se întâmplă în cazul în care statul deleagă niște funcții de reglementare unor asociații profesioniste formate din participanții pieței. Din punctul ăsta de vedere, legea asigurărilor, ambele legi am în vedere, au oferit dreptul ăsta pieței să se autogestioneze. S-a ajuns la situația când o anumită grupă de companii pe piață au încercat, într-adevăr, prin intermediul unui drept care este folosit foarte pe larg peste hotare, un drept civilizat, dați-l numai așa, să blocheze accesul pe piața celorlalte companii. Și anume dreptul ăsta de acces pe piață s-a trecut acum de pe Biroul Național, s-a trecut în competența Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Este... desigur, cu ieșire din situație și o deblocare a încercărilor de interdicție de acces pe piață. Și aici aș mai puncta câteva momente. Într-adevăr, suntem toți într-o perioadă de tranziție, inclusiv și sectorul financiar nebancar. Mă refer în primul rând la Comisia Națională a Pieței Financiare. Să nu uităm că în 2007 a fost creat acest organ, mega regulator, cum îl numim, pe timpuri în care sunt mai multe ramuri ce țin de sectorul financiar nebancar. Și este foarte mult de lucrat în această privință și un singur element acestui sector, companiile de asigurări, pentru mine este foarte important că să fie transparență totală și în acest sector al companiilor de asigurări, deoarece cunoaștem toți că au apărut niște acționari unele bănci, companii de asigurări. Nici o problemă dacă o companie de asigurări probabil cumpără 4, 5, 10%, nu știu ce cotă într-o bancă, dar nu uităm că aceste procurări de acții trebuie să fie din bani proprii, din profit, care trebuie să fie evidențiat în bilanț, dar nu din primii de asigurări și multe alte lucruri care ar fi o denaturare esențială a situației. Deci trebuie să investim mult în sectorul financiar nebancar, în organul administrativ, Comisia Națională a Pieței Financiare, și probabil trebuie să mergem pe care deja care am început în 2007. Pentru că mai aud și unele opinii că ar fi poate să luăm exemplu unor țări cum Rusia de a crea un mega regulator a pieței financiare pe ansamblu și bancară și nebancară, mă refer la supraveghere prudențială, să se ocupe numai Banca Centrală. Eu cred că
aceste visuri imperiale trebuie să fie mai liniștite și să dăm voie să lucreze acestor două organisme importante ale sectorului financiar. Dacă aceste modificări sunt atât de importante, atât pe piața bancară, cât și cea nebancară, de ce nu au ajuns să fie avizate de comisii votate de Parlament? După informația care o dețin, deci aceste proiecte de lege au fost transmise, au fost examinate în primul rând în comisiile de experți a Guvernului Republicii Moldova, după ce au fost votate de către Guvern, au fost transmise în Parlament în diferite perioade, și în 2013 și în 2014. Știu că unele proiecte au fost discutate în Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe și Comisia Juridică, au fost avizate în prima lectură, dar după aceea sunt foarte multe proceduri de a bloca diferite legi. Sunt interese, trebuie să înțelegem, suntem toți oameni vii, inclusiv și acționarii băncilor, sunt persoane destul de influente în sectorul, în viața politică, în Republica Moldova, deci prin diferite procedee, fie nu găsim quorum în comisie, fie că nu avem majoritate de a vota, sau amendamentele la nesfârșit la aceste proiecte, care tergiversează tot timpul la adoptarea astor de legi. Probabil că în această comisie nu a fost un consens, a fost de a aproba în lectura a doua, pentru că era evident, era mult mai bine, în opinia mea, de a fi aprobat de către Parlament și este o procedură absolut legală. Eu înțeleg și cu asumarea responsabilității de către Guvern, dar era mult mai european, dacă vorbim de Uniunea Europeană, să fie aprobat prin Parlament, dar nu prin inițiativa Guvernului. Domnul Sava, ce părere aveți? De ce nu s-a reușit avizarea în comisii, nu a trecut de Parlament, a trebuit Guvernul să-și asume această responsabilitate? Este vorba de interesele cuiva sau este vorba doar de problemele tehnice pentru că nu s-a reușit? Eu sunt pe aceeași poziție ca și domnul președinte Ursu. Din experiența pe care am avut-o în conlucrare cu Parlamentul, Parlamentul în general este o structură foarte dificil de mers înainte cu un proiect de lege, vă dați seama. Sunt 101 deputați, fiecare cu opiniile sale. Și e foarte bine dacă opiniile sunt obiective. Adică atunci poți să zici că greșește. Nu neapărat că deputatul să cunoască toate domeniile de reglementare. Și dați să uităm la acest proiect de lege, este unul sofisticat după mine, cu diferite terminologii. Deci ca să examinezi proiectul acesta, trebuie să te inițiezi foarte mult. Dacă deputatul a făcut lucrul acesta obiectiv și s-a greșit, este o situație. Dacă au intervenit alte forțe să-i convingă opinia, este cu totul o altă situație. Și cel puțin dacă vorbim anume de aspectul, celelalte două cu 5% e un procent complicat, depozitarul central, complicat aspect. Dacă vorbim anume despre proiectul care ține de Biroul Național, este o chestie relativ simplă. De ce nu a mers atât de cum se așteptau, într-un ritm cum se așteptau toți ceilalți, este o întrebare și lucrul ăsta cel puțin creează niște suspiciuni. Pentru că există și în Parlament, nu toți deputații poate sunt specialiști doar într-un anumit domeniu, dar există consultanți, profesioniști de acord, care sunt plătiți pentru asta. Are un consultant, dar vă zic, tocmai aspectul ăsta este unul relativ simplu. O funcție foarte simplă de autorizare a participanților pieței să fie trecută de la birou la Comisia Națională și existau premize foarte clare, că s-au întâmplat ilegalități, că s-au expus foarte mult pe subiectul acesta și nu se mergea înainte. Și vă zic, putem să presupunem orice. Vreau să vă spun doar la acest subiect că noi am organizat în cadrul dezbaterilor și o întâlnire cu secretarul general al Consiliului Birourilor, deci Marius Witkowski a fost aici în Moldova în aprilie. Este ceva extraordinar ca o persoană cu un de asemenea avergură cum este dânsul să vină în Moldova pe marginea acestui subiect. Au fost discuții inclusiv în Comisia Parlamentară, deci la Comisia Națională, în Guvern, discuții diverse și atunci nouă ni s-a părut că în cadrul Comisiei Economie, Buget și Finanțe s-a găsit numitorul comun și eram în așteptarea ca acest proiect să treacă prin Parlament dacă s-a ajuns în situația că se treacă prin Guvern, prin asumarea răspunderii. Deci noi n-avem decât să beneficiem și să aplicăm prevederea. Domnul Știrbă, vreau să mă întreb despre acel proiect de lege privind consolidarea instrumentelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, despre care domnul German a declarat în cadrul unei conferințe că a fost retras pe ultima sută de metri. Cât de important este acel proiect și ce prevede el? Acum, nu știu dacă domnul German a expus exact cu ultima sută de metri, deci pe marginea acest subiect au fost discuții și din câte am înțeles,
urmează să se găsească soluția în timp apropiat și este într-adevăr un proiect care ar consolida capacitățile Comisiei într-o luarea anumitor decizii care se impun și faptul că nu a nimerit în acest pachet, probabil există. Dacă puteți să ne oferiți mai multe detalii, ce prevede acest proiect sau este cunoscut? Deci, cel mai important ce prevede acest proiect se referă la modul de contestare a deciziilor Comisiei Naționale de Piețe Financiare. Deci, se cunoaște că Comisia a avut un asemenea instrument destul de eficient până în 2012, a fost considerat neconstituțional și acum s-au luat în considerație și obiecțiile Curții Constituționale, deci s-a venit cu o ajustare sau cu o altă prevedere la acest capitol și sperăm în cel mai scurt timp să avem și acest instrument din nou deja revigorat la dispoziția Comisiei ca să putem, să-l putem utiliza cât mai eficient. Domnul Sava, trebuie să fie acest instrument la dispoziția CNPF? Ce părere aveți? Experiența arată că era un instrument foarte util și eficient pentru Comisie. Și el ține, de fapt, de situațiile când Comisia ia o decizie, dar o să vedeți un lucru foarte interesant, dacă o să ne uităm noi în lege cu privire la publicarea actelor legislative, dacă nu greșesc să se numește legea, că Comisia este una din puține autorități publice ale cărei decizie intră în vigoare la data aprobării. Și lucrul ăsta este motivat și necesar, fiindcă operează cu mijloace bănești ale publicului. Și în momentul în care Comisia nu poate să intervină, exact la momentul acesta, peste o zi, nu o să mai existe banii în cont. Un mecanism foarte eficient. Acum, vorbim de ordonanțe, deci un tip de decizii, nu de reglementare, dar individuale, pentru diferite situații. Și Comisia beneficia de lucrul acesta până în momentul în care s-a decis că este o normă neconstituțională, modul de suspendare al Comisiei. Deci, până la anumite etape, nu puteau fi suspendate când se iniția un anumit contencios administrativ contra Comisiei. Și Comisia și-a pierdut posibilitatea de a influența lucrurile. Și ultimii 2 ani, Comisia este pur și simplu bombardată și, eu aș zice, hărțuită pe seama mecanismului acesta. El și-a dovedit eficiența până atunci și în momentul de când a dispărut, Comisia este lovită din toate punctele de vedere. Deci este un moment rezonabil. Deci, și apropo, abordarea este aceeași ca și în cazul Băncii Naționale. Acum vă dau un exemplu, dacă dincolo, poate aveți exemple pe piața de capital, mai concret, vă dau un exemplu în piața asigurărilor. Deci anul trecut, iarăși la insistența mai multor factori de decizie, inclusiv și a consumatorilor serviciu de asigurare, noi am încercat să ajustăm tarifele la asigurare de carte verde. Deci am trecut toate etapele de avizare, Ministerul Justiției, înregistrare, publicare, monitor oficial, ca a doua zi să ne trezim cu suspendarea actului normativ în instanța judecată. Și procesul durează un an de zile. Trebuie să vă spun că am pierdut deja în prima instanță, suntem în apel. Deci procesul durează, iar consumatorii nu pot beneficia de tarife adecvate, de altfel stabilite actuarial. Deci nu o să deschid aici paranteze cu procesul judiciar, dar încă nu ni s-a adus ca și contraargument faptul că noi am făcut calcule actuariale incorrecte. Dar procesul trenează și consumatorii așteaptă decizia definitivă. În cazul în care nu ar fi fost posibilitatea de a suspenda, atunci noi ne judecam, evident, dreptul la procesul are oricine, dar între timp avea efect hotărârea Comisiei și consumatorii beneficiau de tarife. Exact. Eu vreau să susțin opiniile colegilor. Într-adevăr, aceste două organe supraveghetori, atât Comisia Națională cât și Banca Națională, sunt autorități specifice și trebuie să aibă pârghii foarte eficiente în activitatea de dirijare a activității entităților supravegheate. Deoarece vă închipuiți atât retragerea autorizației unei bănci sau măsurile de supraveghere speciale către bancă sau, nu mai vorbim de entități supravegheate de Comisia Națională de Piețe Financiare, să fie taraganat în timp, săptămâni sau luni, până atunci nu mai rămâne într-adevăr niciun fel de mijloace bănești pe conturi, dispare și avoția și multe alte lucruri, dar aceste instituții lucrează cu, într-adevăr, cu banii oamenilor, fie prin primii de asigurări, fie prin depozitele populației. Deci acest instrumentariu trebuie să fie absolut normal în activitatea acestor comisii. Este o altă chestiune, că de o pildă foarte multe lucruri în
în Occident, Uniunea Europeană, nu sunt atât de bine menționate chiar în legi. Pentru că este o lege de ordin general, iar aceste entități, după aceea, prin acte normative departamentale, se stabilesc diferite modalități de disciplină, de motivare și multe alte lucruri. La noi, cu părere de rău, orice virgulă, dacă nu este pusă la locul ei respectiv, instanță de judecată. Altfel. Eu am avut, nu vreau să abuzez de această emisiune, dar am avut și onoarea de a activa în cadrul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare pe timpuri, când în aceeași zi adoptam două decizii ale Consiliului Comisiei Naționale, deoarece la ora 10 era o hotărâre judecății, la ora 4 era altă hotărâre judecății. Vă închipuiți cât de operativ lucrau agenții economici interesați în anularea hotărârilor Comisiei. Nu trebuie să fie astfel situație, pentru că altfel e imposibil de a reglementa această piață enormă și importantă. Da, vorbim mai mult după o scurtă pauză. Dragi telespectatori, ați revenit pe NBC în cadrul talk show-ului Interes Direct. La începutul acestui an, autoritățile au inițiat o anchetă pe faptul folosirii sistemului bancar într-o schemă de spălare de bani. Era vorba de o sumă foarte mare, 18 miliarde de lei. Aceste modificări vor oferi o transparență mai mare și vor preveni astfel de situații? Nu, aceste modificări nu se referă la astfel de segment, de la pieții valutare. Sunt operațiunile valutare care banca practic le efectuează zilnic, sunt operațiuni cotidiene. Este important faptul că acest subiect a fost discutat, după cât mi-am amintesc eu, în cadrul Consiliului Suprem de Securitate a Statului, iar după acest Consiliu, prima informație despre astfel acea fraudă a fost menționată nu de reglementatorii pieței bancare, dar de către Curtea Supremă de Justiție, vă amintiți declarațiile respective. Cu regret, nu, eu nu am nicio informație dacă ancheta se derulează în continuare, la ce etapă este. Și sigur regret și eu, ca orice cetățean al Republicii Moldova, când suntem antrenați, dacă într-adevăr aceste fraude au existat, suntem antrenați în astfel de operațiuni de spălare a banilor, pentru că până la urmă această spălare a banilor este o spălare probabil a imaginii naționale a Republicii Moldova. Domnul Zava, este vorba de o sumă destul de mare. Credeți că se va... Da, de capăt, va fi o finalitate în studierea acestui caz. E greu de spus, fiindcă informații publice la subiectul acesta aproape lipsesc. Sunt la curent cu lucrul acesta. În general, dacă a existat așa un flux bănesc, el este cunoscut de mai multe autorități din stat. În primul rând, desigur, că de Banca Națională, dar în ultimul rând, de Centrul Național Anticorupție, cei care se ocupă cu aspectele de spălare a banilor. Fiindcă fluxul documentar pentru, din punct de vedere a prevenirii și spălării banilor, fluxul documentar la care este supus o instituție financiară este foarte mare și ei trebuie să raporteze informațiile acestea foarte operativ. Și mai mult ca atât, documentația aceasta se dublează, se triplează la diferite etape. Deci informațiile existau și ele trebuiau să alerteze dacă există. Faptul că nu există informații publice sau nimic nu se spune despre asta, poate să însemne sau că este ceva normal și legal, sau că este într-adevăr un lucru atât de exploziv că încearcă să-l țină în interior. Și ambele variante sunt acceptabile. Eu cred că dacă este un lucru exploziv, merită să fie o anchetă civilizată, internă, fără neapărat de a comunica lucrul acesta în mod public. Și a nu alerta și comunitatea internă, dar și cea internațională. Criticând guvernul pentru pachetul de legi pe care s-a angajat să răspundă guvernul, domnul Ioniț a vorbit despre un proiect privind gajarea bunurilor și a vorbit de lapidări de peste 1 miliard de lei. Pot fi făcute astfel de calcule, domnul Sava? Cel puțin din materialele publice care au apărut la subiectul acesta, inclusiv scrisorile expediate de către domnul Ioniț, eu nu am sesizat lucrul acesta și mi-ar fi greu să presupun că există o posibilitate de previziune, de estimare a unor posibile calcule. Ea trebuie să se bazeze pe ceva. Sincer să vă zic, nu văd, dați să zicem, cifrele nete sau valoarea inițială a unor indicatori care ar presupune să ajungem noi la valoarea finală de 1 miliard. E greu să presupun că este posibil lucrul acesta. Efectuarea unor evaluări. Dar susțin părerea domnului Alexandru, dar cu atât mai mult că după conferința de presă de astăzi a președintelui Parlamentului, știu că dumnealui tot a solicitat o anchetă de la guvern, de la Ministerul Finanțelor, dacă într-adevăr este posibil și astfel de cele expuse în scrisoare, dacă într-adevăr pot să adeverească. Până la urmă sunt niște calcule teoretice. Vorbim despre acele relații pe care le au agenții economici cu structurile bugetare.
Credeți că este mai mult o declarație politică decât un calcul exact? Este greu de spus politic, dar nu uităm că suntem într-un an electoral, tot e posibil în Moldova. Domnul Sava, pot fi făcute calcule pentru a vedea cu siguranță care va fi impactul în cifre exacte a unor legi? Spre exemplu, cea privind angajarea bunurilor sau... Da, ca posibilitate există de a aprecia, de exemplu, iai niște date statistici, banii precedenți care țin de valoarea gajurilor, poți să creezi niște medii, dar să faci o presupunere prin fraudele care țin de un instrument, de un anumit instrument, mi pare că este foarte greu. TVA-ul, în general, este o chestie relativ sofisticată, care permite la diferite etape să faci niște abuzuri, să fraudezi bugetul de stat. Și orice etapă din ele. Gajarea aceasta poate deveni, nu admitem că poate deveni o modalitate de fraudare, ca și toate celelalte. Eu nu cred că ea este ieșită din comun. Și este unică. Poftim? Și este unică. Și este unică, desigur. Mie îmi pare că partea pozitivă a acestui lucru, de a debloca o situație prin intermediul modificărilor acestea, iarăși prevalează și este mai importantă decât posibile fraude, pe care sunt sigur că inspectoratul fiscal le administrează, le ia în considerație ca o posibil domeniu de fraudă și trebuie pur și simplu să-l gestioneze, să-l supravegheze la modul cuvenit. Și atunci fraudele vor fi stopate. Cât de importante credeți că sunt aceste modificări privind gajarea bunurilor? Sunt foarte importante, fiindcă ele blocau la o anumită etapă modul de trecere în cod a cheltuielilor acestea. O persoană de bună credință procura un bun gajat și nu putea să treacă cheltuielile acestea în cont de aceea că debitorul gajist nu elibera factura fiscală. Ea deblochează situația la modul real. Dar dacă venim la sistemul bancar și la acțiuni, despre ce ați menționat și dumneavoastră, acțiunile bancare, există o prevedere care menționează în noile modificări că acțiunile nu mai pot fi gajate. Eu am menționat faptul că acțiunile băncilor pot fi gajate, dar numai cu permisiunea prealabilă a băncii naționale și probabil la etapa actuală de dezvoltare a sectorului bancar național, această prevedere este bună și benefică pentru că avem un sistem în care lasă de dorit stabilitate, lasă de dorit transparență, guvernarea corporativă și probabil pentru a nu ne întâlni cu situații când se întâmplă decapitalizarea băncilor sau nu sunt mijloace bănești în conturi, mai bine să avem o astfel de măsură restrictivă, aș spune eu, la momentul actual, dar benefică pentru situația actuală în sector. Domnul Sava, ce părere aveți? Nu încalcă acest fapt dreptul la proprietate? Într-o anumită măsură, nu aș zice că îl încalcă, dar îl restricționează, dar mai mult sau mai puțin aceasta se încadrează, dar zicem, în logica de reglementare din Republica Moldova. Așa o restricție ar pune pe brânci o piață lichidă. În Republica Moldova piața este nelichidă total. Și ea pur și simplu la cele, să zicem, 20 convențional vorbind de restricții, se mai adaugă încă alte 3 restricții noi. Ea nu schimbă cardinal situația. Lucrul ăsta deranjează într-o anumită măsură, fiindcă la noi sunt foarte multe restricții și nu se privește ca un întreg proces. Eu zic, nu privesc autoritățile publice. Pe piață interesează procesul de vânzare-cumpărare și el trebuie să fie ca un tot întreg. La noi s-au divizat competențele și o autoritate, o să zică, dacă restricțiile țin de Banca Națională și alte restricții de celelalte. Cumulativele deranjează foarte mult piața și asta trebuie să fie un punct de cooperare dintre reglementatori. Dați să facem noi un instrument eficient, chiar dacă există anumite restricții, să cooperăm, să creăm niște mecanisme reciproce de compensare a supravegherii. Există experiențe internaționale în acest sens care ar exemplifica cum este mai bine? Nu cunosc astfel de acțiuni în alte state din Uniunea Europeană. Poate că sunt în unele țări din Europa, din lume. Important este că aceste restricții, eu aș dori ca ele să fie de scurtă durată, pentru că, într-adevăr, sunt de acord cu colegii, lasă de dorit și asupra dreptul la proprietate în general, când vorbim despre dreptul la proprietate a fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Și în afară de aceasta, aceste măsuri restrictive, într-un fel sau altul, blochează în continuare piața. Pentru că avem și așa o piață a valorilor mobiliare incipientă. Dar să nu uităm că și Fondul Monetar și Banca Mondială, partenerii noștri de dezvoltare, sunt totdeauna pentru libertate economică. Iar aceste măsuri au fost coordonate cu ei și, într-un fel sau altul, chiar impuse de ei. Deci, la momentul actual, este grav, este prea grav ca să nu reacționăm. Dar părerea mea este că orice restricție, dacă nu avem o cultură bancară, o cultură de dezvoltare societății și nu avem o comunicare între reglementatori și public și piață,
pentru că nu vreau să critic pe nimeni, dar atât, nu văd nici din partea Băncii Naționale, nici de Comisia Națională a Piețelor Financiare, de a avea o comunicare permanentă cu publicul. Cu referință la ceea ce se întâmplă piețele financiare, bancare, nebancare, valutare, monetare, este absolut normal o informare a populației, ce se așteaptă, la ce etapă suntem, dar observăm în ultimul moment că numai ne dezvinovățim de unele acțiuni care s-au petrecut, de ce avem deprecieri sau de ce s-a întâmplat cu banca ceva sau de ce unele companii de asigurări ne atacă în judecata internațională. Deci astfel de comunicare probabil că trebuie să ne învățăm. Există de a fi în viitor. Există și o comunicare redusă și cu mass media, pentru exact. Că am încercat să avem și pe cineva din partea Băncii Naționale. Din păcate nu am avut un răspuns prea bun. În această situație, cât de atractivă poate fi piața de capital pentru străini cu un nou set de modificări, cu un nou set de regulamente și restricții în acest sens? Domnul Sava. Practicile internaționale admit o așa o situație când reglementatorii, și în cazul dat putem să vorbim că Parlamentul tot are o funcție de reglementare, pot introduce așa tipuri de restricții. Ce deranjează în Republica Moldova, că ele durează de 20 de ani și dacă se spera că o să ajungem la o etapă când, din potrivă, o să mergem spre liberalizare, ele se acumulează cât mai mult. Dar vă zic, la modul categoric, nu se întâmplă nimic ieșit din comun. Ea se încadrează în același sistem de reglementare existent deja în Republica Moldova. Și dacă până la moment se consuma 50 de zile, în cel mai bun caz că îți depășești o tranzacție, acum va fi 52-55 de zile. Nu știu dacă este atât de principal. Unii specialiști afirmă că modificările la legislație cu privire la gaj ar fi mai mult operate în interesul instituțiilor financiare. Ce nu văd nicio legătură, fiindcă proprietarul unor acțiuni, când gajează și interacționează cu Banca Națională ca să obțină permisiunea, nu interacționează nici într-un mod cu emitentul, cu banca care a emis aceste acțiuni. Așa că nu văd care ar fi avantajul lor. Și eu nu mi-aș închipui care ar fi motivul refuzului Băncii Naționale la o adresare a unui deținător de acțiuni, dacă de o pildă într-adevăr vrea să facă o gajare respectivă, probabil numai în cazul dacă banca are probleme de stabilitate financiară, de capital, multe alte lucruri care pot fi refuzul, dar el trebuie să fie foarte bine, foarte bine întemeiat, deoarece pot fi atacat în judecată. Eu cred că asta e o măsură mai așa de intervenție mai mult teoretică decât practică. Nu, ea deranjează piața la modul general, dar este foarte important ca acum reglementatorii să fie cât se poate de obiectiv și să creeze mecanismele acestea cât se poate de simplificate, ca să treacă totul foarte repede. Să zic că da, că există o interdicție, dar ea merge foarte operativ. Domnul Știbu, deci, este o situație similară și în cazul asigurărilor, fiindcă se poate întâmpla situația în care acțiunile companiei de asigurări fiind gajate nimeresc în mâinile altor proprietari care devin acționari semnificativi ai asigurătorului fără a avea avizul prealabil al Comisiei Naționale. Fiindcă, de fapt, de ce spun asta? Fiindcă și în cadrul asigurărilor este aceeași prevedere, doar că pragurile sunt puțin diferite. Și probabil că ar fi o măsură astfel încât să nu nimerească acționari în virtutea unor altor circunstanțe, gen decizie judecătorească sau gaj la bancă sau în altă parte, să nimerească în acționariatul, în cazul nostru ar fi companiilor de asigurări. În cazul dat vorbim despre bănci. Noile modificări în sectorul bancar prevăd și sancțiuni pentru gestionarea frauduloasă a băncilor și, spre exemplu, pentru falsificarea, nimicirea documentelor, amenzi de până la 20.000 de lei, pentru cauzarea insolvabilității instituției financiare până la 60.000 de lei. Cum poate fi demonstrată complicitatea sau că omul a cauzat insolvabilitatea unei instituții? Astfel de sancțiuni, practic, există și astăzi în legea instituțiilor financiare, sunt sancțiuni ce se referă pe ansamblu bancă, de pildă până la 0,5% la capitalul băncii pentru unele încălcări disciplinare și sunt până la 10 salarii medii pe economie pentru administratorii băncii. Și eu știu că aceste sancțiuni au fost aplicate în cadrul multor bănci din Republica Moldova, parcursul ultimelor ani. Altă întrebare, dacă ele sunt eficiente sau ba, aceste noi modificări a legislației cu ce prevede din nou sancțiuni disciplinare la capitolul supravegherii prudențială, probabil este un lucru benefic
pentru că inspectorii băncii centrale trebuie să aibă într-adevăr și mecanisme și atribuții de a influența această bancă. Dacă vii cu un act de control din cadrul băncii și nu ai niciun feedback de la această bancă, cu atât mai mult că responsabile sunt organele de conducere, fie executiv, fie Consiliul Băncii, atunci probabil că trebuie să fie și astfel de acțiuni care într-un fel sau altul ar disciplina conducerea băncilor și nu le-ar permite de a se implica în acțiuni frauduloase care ar duce până la urmă la pierderea licenței și multe alte lucruri. Domnul Știru, pe piața nebancară. Deci ați menționat mai sus legat de insolvabilitate. Deci prevederile codului penal corelează cu prevederile legii speciale cu privire la insolvabilitate. Deci acolo sunt descrise destul de clar criteriile prin care se probează că un administrator sau consiliu sau acționarii au adus societatea la insolvență, să-i spun așa, silită sau intenționată. Și atunci prevederile codului penal sunt tocmai într-o a contracara astfel de acțiuni. Vreau să menționez aici că prin modificările în cauză au fost aduse tangențe și pieții asigurărilor. Pentru prima dată au nimerit infracțiuni în sub incidența codului penal, au nimerit infracțiuni legate de obținerea despăgubirii de asigurare în mod ilicit. Deci sunt sancționați, vor fi pasibili de sancțiune atât asigurătorii care participă la scheme frauduloase de fabricarea dosarelor de daune, spun așa, și de scoaterea lichidităților din societăți prin despăgubiri, dar și persoanele asigurate care vor, sau beneficiarii asigurărilor care vor avea tentativa de a frauda asigurătorul. Deci sunt decizii echilibrate după mine și vin într-o susținere a pieței asigurărilor. Pentru că mai avem puțin timp până la final, în concluzie, domnul Sava, care credeți că va fi impactul pe termen scurt, dar și pe termen lung a acestor modificări pe piața bancară, dar și cea nebancară? Dacă încercăm să facem o medie, am impresia că impactul acestor modificări este unul pozitiv, cel puțin le dau șansa că situația se va schimba spre bine, având în vedere că reglementatorul obține niște instrumente. Și acum ajungem doar la partea cealaltă, să existe o responsabilitate, să existe profesionalism, să există o bună intenție în utilizarea acestor instrumente. Domnul Ursu, noile mecanisme vor oferi mai multă transparență? Aș dori să fie un impact pozitiv al acestor modificări și sper că așa se va întâmpla, având responsabilitatea reglementatorului și entităților. Domnul Știrmă. Deci, care sunt? Responsabilitatea este enormă, am menționat și domnul Sava mai sus, este un instrumentariu important și trebuie folosit adecvat, astfel încât să se simtă rezultatul scontat. Până acum nu a fost instrumentariul necesar pentru a putea fi utilizat și aplicat? Nu, ne modernizăm. Deci vorbim de îmbunătățirea acestuia și, bineînțeles, că în formatul existent va permite să acționăm într-un mod mai activ. Domnilor, vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, atât pentru ediția de astăzi. Vă reamintesc despre pagina noastră oficială nbc.md, unde puteți vedea toate știrile care vă interesează din business și economie. Noi ne revedem mâine de la aceeași oră, 20:00, cu o nouă ediție. Toate bune! We'll be right back.